Unul din cele mai importante avantaje când mulțim magnolia prin butaj este reprezentat de păstrarea caracterelor genetice ale plantei mamă de la care am recoltat butașul. Pe scurt, magnolia pe care o vom obține va avea exact aceleași caracteristici, flori, dezvoltare, precum magnolia pe care dorim să o înmulțim. Este metoda cea mai des folosită de înmulțire, inclusiv în cazul pepinerelor, și se obține cea mai bună rată de înmulțire. Butașii de magnolie se recoltează primăvara. Dacă recoltăm lăstari mai târziu, în vară, aceștia vor fi mai mari și există riscul să nu se prindă. Butașul trebuie să aibă o mărime de 20 de centimetri. Apoi avem nevoie de un agent de înrădăcinare. Eu am folosit miere. Apoi butașii se introduc în pământ amestecat cu turbă. Se păstrează o umiditate constantă, undeva așezați la lumină, cât mai multă lumină, un geam cu orientare sudică, prin care intră soarele direct de mai mult de 4-5 ore pe zi. Procesul este îndelung, va dura până când butașul va prinde rădăcini.